Sub sloganul Fără hoții ajungem departe, candidații Alianței 2020 USR Plus și-au continuat campania privind importanța votului pentru alegerile europarlamentare din 26 mai 2019. Echipele USR și Plus Vâlcea au fost în târgul de săptămână din orașul Horezu, acțiune la care au participat și candidații ai Alianței 2020 pentru Parlamentul European. Sunt candidat pentru europarlamentar al Alianței 2020 USR Plus. Am venit astăzi aici cu zeci de colegi din Vâlcea și din restul țării. Caravana a oprit la târgul din Horezu. Vorbim cu oamenii, vorbim despre viitorul Europei. Așa facem noi politică, vorbim cu oamenii în stradă. Această caravană oprește peste tot în România, orașe mari, mici, târguri. E o atmosferă foarte bună și oamenii sunt curioși să ne cunoască. Asta este modul nostru de a face politică și o să vă reprezentăm în Parlamentul European cu cinste și cu profesionalism. Da, o plăcere să vă cunosc. Da, și o să vă reprezint cu cinste în Parlamentul European. Da, la primul pas scăpăm de hoți. Suntem astăzi în Horezu împreună cu parlamentarii USR, cu candidații noștri la europarlamentare, discutăm cu vâlcenii, le explicăm cât de important este votul pentru europarlamentare și cât de important este și-l exercite pentru a fi reprezentați corect în Parlamentul European. USR Plus este varianta reală, credibilă și oamenii trebuie să înțeleagă că fără hoție putem să schimbăm țara în bine. Mergeți la vot! Sunt împreună cu colegii mei într-o caravană prin țară, unde venim să povestim despre programul Alianței și despre prioritățile noastre și să cunoaștem oamenii locului. Pot să vă spun pe scurt că în materie de justiție avem în proiect să propunem și să susținem un mecanism MCV european, să facem legi anticorupție care sunt foarte importante pentru Europa, nu doar pentru noi, să susținem activitatea și să extindem activitatea mediatorului european, să sprijinim implementarea parchetului european, să ne asigurăm că sunt funcționale și că se optimizează activitatea agențiilor europene și că în același timp, prin celelalte propuneri și zone de bună guvernare europeană, aducem bani europeni în România și avem propuneri foarte, foarte concrete pentru dezvoltarea infrastructurii, pentru proiecte europene pe sănătate și pe educație. Sunt de profesie diplomat european, sunt funcționar european din 2007, am văzut tot drumul României în Uniunea Europeană de 12 ani și sunt nemulțumit de ceea ce am văzut. Cred că putem mai mult. Oamenii de aici, vedeți și în târg, consideră că trebuie să beneficiem mai mult de la Uniunea Europeană și ăsta e mesajul meu. Vreau să aduc mai mult drepturile europene ale cetățenilor români. Adică să simtă oamenii mai mult că suntem europeni. Să simtă în buzunare, să simtă în drumuri, să simtă în spitale, să simtă în societate în general și în politică. Pe buletinele de vot, candidații Alianței 2020 USR Plus ocupă poziția a doua.